De ce cred în obiectivitatea istorică? Una dintre obiecțiile aduse vis-a-vis de obiectivitatea istorică a Bibliei se referă la natura sa fragmentară. În cel mai bun caz, un istoric nu poate spera decât la o documentare completă, dar caracterul complet al evenimentelor în sine nu este niciodată posibil. În cel mai bun caz, documentele acoperă doar o mică parte din evenimentele propriu-zise. De la documente doar fragmentare, nu se pot trage în mod valabil concluzii complete și definitive. În plus, documentele nu prezintă evenimentele, ci doar o interpretare a acestora, mediată prin intermediul celui care le-a înregistrat. Deci, în cel mai bun caz, avem doar o înregistrare fragmentară a ceea ce altcineva a crezut că s-a întâmplat. Astfel încât ceea ce s-a întâmplat cu adevărat ar trebui încă să fie reconstruit în mintea istoricului. Deoarece documentele sunt atât de fragmentare, iar evenimentele atât de îndepărtate, obiectivitatea devine un moft pentru istoric. Nu numai că istoricul are la dispoziție prea puține piese din puzzle, dar chiar și acele imagini parțiale de pe acele puține piese nu sunt cele originale, ci au fost formate de mintea celui care a transmis până la noi acele piese. Faptul că relatările istorice sunt fragmentare nu distruge obiectivitatea istoriei mai mult decât fosilele obiectivitatea paleontologiei. Rămășițele fosilelor reprezintă doar un procent infim din ființele vii din trecut. Acest lucru nu împiedică pe oamenii de știință să încerce să reconstruiască o imagine obiectivă a ceea ce s-a întâmplat cu adevărat în istoria paleontologică și antropologică. În mod similar, istoria umanității ne este transmisă doar printr-o înregistrare parțială. Oamenii de știință reconstruiesc uneori un întreg om pe baza unor rămășițe scheletice doar parțiale, chiar și a unor singure oase ale maxilarului. Deși această procedură este poate pe bună dreptate suspectă, totuși nu este nevoie de fiecare os pentru a completa probabil întreaga imagine a creaturii. La fel ca în cazul unui puzzle, atât timp cât se dețin piesele cheie, se poate reconstrui restul cu un grad rezonabil de probabilitate. Desigur, reconstrucția atât a științei cât și a istoriei este supusă revizuirii. Descoperirile ulterioare pot furniza noi date care să necesite noi interpretări. Dar cel puțin există o bază obiectivă pentru semnificația atribuită descoperirii. Deci interpretările nu pot nici să creeze faptele, nici să le ignore dacă doresc să se apropie de obiectivitate. Noi putem concluziona așadar că istoria nu trebuie să fie mai puțin obiectivă decât paleontologia, doar pentru că depinde de relatări fragmentare. Cunoașterea științifică este, de asemenea, parțială și depinde de presupuneri și de un cadru general care se poate dovedi inadecvat la descoperirea mai multor date. Oricare ar fi dificultatea din punct de vedere strict științific de a completa lacunele dintre fapte, odată ce cineva și-a asumat o poziție filosofică față de lume, problema obiectivității în general este rezolvată. Dacă există un Dumnezeu, atunci imaginea de ansamblu este deja trasată. Faptele istoriei nu vor face decât să completeze detaliile semnificației sale. Dacă acesta este un univers teist, atunci schița artistului este deja cunoscută dinainte. Detaliile și coloritul vor veni doar pe măsură ce toate faptele istoriei se vor potrivi în schița generală. În acest sens, obiectivitatea istorică este cu siguranță posibilă într-un cadru dat. Obiectivitatea constă în viziunea care încadrează cel mai bine faptele în sistemul general, adică în coerența sistematică. De aceea cred ceea ce cred.